Guvernul Israelului a aprobat noi restricții pentru a preveni răspândirea variantei Omicron. Cea mai importantă este închiderea granițelor pentru toți turiștii străini. Restricțiile vor fi în vigoare cel puțin 2 săptămâni. Raed Arafat, șeful de Seute, anunță că poți participa la ceremonia de 1 decembrie fără certificat verde, doar să respecti măsurile de protecție. Green Pass-ul va fi necesar doar pentru zona oficială. Malawi a fost inclusă pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, a anunțat premierul Ciucă, din cauza numărului de cazuri de Omicron. Experții și șefii echipelor de negociere din Rusia, China și Uniunea Europeană au început discuțiile legate de programul nuclear dintre Statele Unite și Iran. Israelul a încercat să convingă că acest program este o amenințare. Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB va avea loc în această seară, începând cu ora 20:15, iar spectatorii pot rămâne până la finalul meciului pe stadion, a anunțat Raed Arafat. Știi!